Siria este una dintre țările care și-a pierdut cei mai buni copii din cauza războiului. Начали украть людей, и потом звонит родителям им или их знакомые и спросит деньги. Еле Мумтаз și locuiește în Moldova împreună cu mama sa. S-au mutat cu 4 ani în urmă. Au venit ca turiști, dar au rămas pentru totdeauna. În țara lor, părinții băiatului erau farmaciști, aici însă se descurcă cum pot. Они попробовали украть мою сыну и ну я кричала, я орала на улице, что люди уже выделили их, они уже убежали, как-то не могли этого делать. Ну мы через неделю уже уехали в Турцию, потом ждали приглашения и потом ждали визу и мы приехали как туристы. А звонили домой, сказали, лучше вам не приезжаться, оставайте где вы сейчас, потому что очень уже страшно. Не только украсть людей, уже бомбует, уже стреляет, уже вытаскивает людей из дома и захватывает дом. Они сидят там и как будто их дом. Цементи, когда am venit prima dată cu avionul, nu știu de ce, dar eram îmbrăcat lung. Și chiar dacă era vara, nu ți-mi minte de ce era îmbrăcat lung, dar ți-mi minte că când am ieșit din avion, ne era foarte cald. Că credeam că sau că eram în deșert sau pe Marte. Mumtaz era în clasa a șasea, totul era greu la început. Colectivul liceului din Chișinău i-a dezechilibrat speranțele pentru o viață nouă mai bună. A plecat la Mereni și acolo totul a devenit altfel. În primul semestru am învățat în Chișinău. Nu m-au primit așa de bine cum m-au primit și în Mereni. M-au discriminat din când în când, dar după asta m-am mutat în Mereni și acolo, din prima zi, toți din prejurul meu și mă întrebau cum o să fie salut în arabă. Cum e în Siria? Limba română i s-a părut ușoară. Foarte repede Mumtaz a intrat în ritm, devenind unul dintre cei mai buni elevi din clasă și printre eminenții școlii. La început, când am venit în Moldova, nu știam nimic, nici rusa, nici română. Am fost la un curs de limba română timp de 3 luni, timp de vară, și apoi am început școala. Știind, adică vreo 20% din toată limba. Очень хороший результат. Прямо мы удивлялись, потому что он так был отличный в Сирии, но язык новый, новые сообщества, новые друзья, новые, все новенького. Ему было трудно в первое время. А румынский язык очень хорошо. Он учился с взрослым прямо. Мы были много беженцев в одну группу. Он был самый младший, но самый отличный. И сейчас получал первое место на английский в его школе. Браво! Браво! Трей олимпиад локу нтей на информатике, на химии и на англезе. Яр ам фост на район на нини ной и ам луат локу 4 менцюни на лимба англезе. Че а фост ноу aici, când în Siria, era istoria. Obiectele mele preferate erau chimia și încă sunt fizica, engleza, română. Țara lor de origine este prea departe de ei și prea departe de pace. Până atunci trăiesc fericiți în micuțul apartament cu două camere închiriat în Chișinău, unde Mumtaz din septembrie va începe un nou an școlar cu alți colegi, dar acum nu se mai teme de discriminare. El e convins de puterile sale, iar până va deveni jurnalist, își dezvoltă pasiunea de a picta. Despre viitor nu prea știu multe, dar despre vise cred că vreau să fiu jurnalist, dar unde nu mai contează. În Siria nu știu dacă o să mă mai întorc,
că acolo, chiar dacă se va opri războiul, totuși o să rămână niște oameni care o să terorizeze lumea și totuși, adică tot e distrus și nu prea are sens să mă întorc. Bunicii mei, doar de ei, de ceilalți prieteni mei s-au dus ei tot peste tot globul pământesc, unii în Dubai, unii în America, Germania, Canada, dar eu am venit în Moldova.